Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, în colaborare cu reprezentanții Registrului Auto Român, au oferit în trafic doamnelor și domnișoarelor mărțișoare și flori. Totodată, polițiștii le-au recomandat doamnelor și domnișoarelor să poarte centura de siguranță, să circule cu viteza adaptată la condițiile meteorologice, iar pietonilor să traverseze strada doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător.